Bun găsit, dragii mei! Mă bucur de noi să mă aflu în fața voastră. Astăzi vom vorbi despre simptome post-COVID și ușurarea acestora. Eu personal am avut câteva persoane, nu foarte multe, inclusiv și în familie. Tatăl și mama mea au avut acest virus. Și câțiva din pacienții mei care într-adevăr au rămas cu niște simptome post-COVID care nu sunt tot mai plăcute. După ce am încercat cu diverse remedii și medicamente, efectiv mulți rămân cu tuse, cu niște secreții care nu se elimină și acea tuse persistă. Pentru că rămân niște secreții mucolitice care, în combinație cu antibioticele și cu alte medicamente alopate, se solidifică, se petrifică în plămâni și nu se mai elimină. În plus, mai rămân și probleme de circulație, pentru că acest virus are și tendința de coagulări. Coagulări atât pe vene, artere, dar și coagulări pe organele interne. Și atunci trebuie să venim în întâmpinarea lor și să ajutăm persoanele care au trecut prin această boală, prin acest virus, cu o serie de remedii naturale, pentru că noi doar cu asta lucrăm, de fapt, doar cu remedii naturale și energetice, iar cum sunt atât de medicamentală, poate pentru că iau destule. Deci cei care trec prin această boală, unii au formă ușoară, unii chiar au formă foarte severă și dacă ajung să stea internați în spital, atunci mi se administrează foarte multe medicamente alopate. Dacă au norocul să de formă ușoară și să ia medicația la domiciliu, atunci trec mult mai ușor. Cu ce putem să-i ajutăm? În primul rând, trebuie să-și echilibreze dieta. Nu mai pot mânca ca înainte, pentru că organismul nu le mai permite. Și în plus, organismul lor deja este suficient afectat de atâtea medicamente alopate și trebuie să o ia mai ușor, să mănânce cât mai ușor și sănătos, astfel ca organismul lor să se recupereze treptat. Din alimentația lor este bine să scoată zahărul, lactatele, și produsele care au conținut de amidon și gluten, adică făinosele, pâinea, pastele, produsele de patiserie, mai puțin orezul. Din cereale, orezul, fulgi de ouă, sunt singurii care sunt permiși și sănătoși, și, dar și orezul brun sau integral. Pentru că acesta are absorbție lentă în organism și nu are efect inflamatoriu cum are grâul. La capitolul mișcare, nu este indicat să înceapă exerciții fizice foarte solicitante. Să înceapă, e simplu o convalescență practică. Și este bine să înceapă să facă mișcări ușoare, mers. Dacă organismul le permite și sunt mai tineri, alergare ușoară, un gen de jogging, exerciții de stretching, pilates, întinderi, dar nu exerciții foarte solicitante pentru că și plămânii trebuie recuperați. Le mai putem recomanda remedii naturale care să îi ajute să curețe plămânii și sistemul limfatic.
Putem să le recomandăm ceaiuri. Ceaiuri pentru, sunt combinații de plante de ceaiuri pentru tractul respirator. De asemenea, este foarte bun și ceaiul de foi de dată. Curăță foarte bine sistemul limfatic. De asemenea, ceaiul de trei frați pătați. Dizolvă mucozitățile și curăță foarte bine plămânile și sistemul limfatic. Deci dizolvă curăță foarte bine mucozitățile. Cine are posibilitatea, este un remediu foarte bun pentru recuperarea și vindecarea plămânilor de orice afecțiune, este laptele de capră, crud, dacă se poate. Cine are o astfel de sursă sau trăiește la țară sau are un vecin care are capră, vă recomand să consumați acest lapte dacă știți că este mult în condiții de curate, dacă nu, pentru că altfel puteți să luați salmonella sau alte din el, dacă ugeul caprelui nu este spălat, dacă nu, laptele nu este mult în condiții de curățenie. Cel din comerț, ce să zic, nu știu ce efect poate avea, dacă vă uitați pe fundul cutiei, o să scrie și de câte ori a fost repasteurizată, adică în momentul când se apropie termenul de expirare, laptele de market este retras de pe rafturi, dus la fabrică, desigilat, repasteurizat și iar băgat în cutii. Deci am văzut lapte și de 5 ori repasteurizat. Ăla nu mai poate fi un remediu cu siguranță. Dacă aveți o sursă de lapte de capră și pierdeți dumneavoastră, să zicem, dacă nu aveți încredere că a fost mult în condiții de igienă, e bine să-l strecurați înainte și în momentul în care îl strecurați, vedeți dacă vedeți anumite sedimente pe or. Atunci vă dați seama cât de curat este și dacă îl dați odată în fier și îl consumați, este tot mult mai bun decât cel din market. La fel, foarte bune sunt siropurile de plante cu efect expectorant. Siropurile pe bază de iederă sunt foarte bune. Și cele homeopate, spre exemplu, stodalul este foarte bun, expectorant și curăță foarte bine plămânii. Iar cu efect de stimulare a circulației ca obisemia, aspirină și pentru că irită stomacul și deja după ce a ieșit din această boală a luat suficiente medicamente și are deja stomacul sensibilizat și organele, îi putem recomanda un remediu cu efect de aspirină. Dar nu este aspirină. Astfel de remedii poate fi ceaiul de urzică, curăță sângele și stimulează circulația foarte bine, deci chiar subțiază sângele foarte bine. Și de asemenea este foarte bun și remediul homeopat, arnică CH9. Eu personal l-am luat și pe timpul sarcinii pentru că mi-a recomandat medicul ospătar și că am citit prospectul în scrimi sau ceva. Și am înlocuit foarte simplu cu arnică CH9 și de la ecografie la ecografie se vedea că circulația arterelor uterine era din ce în ce mai bună și până la 7 luni când am ajuns pe sarcina acolo, atunci se spunea că ar putea fi o problemă dacă copilul nu este bine alimentat, deja totul era perfect și normal. Deci funcționează. Însă tratamentul cu arnică CH9, chiar și persoanele care au probleme de circulație și au nevoie să ia anumite medicamente, pot înlocui
cu arnică CH1, este un remediu homeopat. La noi se găsește în farmaciile HealthNet. În București se găsește Ianculin și Piața Amzei. În țară nu știu unde să vă spun că îl găsiți, dar posibil să o găsiți tot la farmaciile HealthNet. Sau dacă sunt și alte farmacii cu remedii comunitate, încercați și acolo. Acest remediu se administrează direct sub limbă, nu se pune mâna pe acele, sunt niște diluțe cu foarte mici, nu se pune mâna pe ele pentru că le dezactivați. Deci se pune în căpucel sau țineți acel tub între dinți, în gură, răsuciți până cad 5 diluțe. Țin și le ține sub limbă până se dizolvă, 5 dimineața, 5 seara. Este recomandat ca în acest tratament să nu consumați imediat în apropiere ele cafea sau bomboane mentolate, paste de dinți foarte mentolate pentru că poate dezactiva remediul homeopat. Și de asemenea, tratamentul cu arnică CH9 trebuie întrerupt 2 săptămâni înainte de o anumită intervenție. Dacă persoana știe că va urma o anumită intervenție chirurgicală, tratamentul cu arnică trebuie oprit, pentru că stimulează mult circulația și să nu fie riscul de hemoragie. Alte remedii pe care le pot lua oamenii, chiar și remediul homeopat cu alimicepa, sau mai sunt foarte bune Homeogen 9, la fel sunt dropuri de sut, chiar și Stodal, la fel sunt, este și în forma sirop și în forma de pastilițe, de diluții homeopate. Deci, cam atât din remedii. Apropo, vis-a-vis de ce puteți să faceți și dumneavoastră sau să recomandați pacienților să facă sirop de ceapă. Este foarte eficient în tratarea plămânilor. Adică o ceapă sau două tocate mărunt, puse într-un borcan și să amestece cu să omogenizeze, să pună peste ea miere de albine. Cel mai bine ar fi să pună miere, nu zahăr, pentru că este acidic. Trebuie să pună 2-3 linguri de miere, amestecă bine și în câteva ore deja începe să lasă să se poată consuma. Adică la fiecare 2-3 zile poate să facă acest sirop și să consume câteva linguri pe zi. Este foarte bun și foarte eficient. Dacă tușește foarte mult, poate face și un sirop foarte bun din ceapă, deci două cepe tocate, coji de nuci, am cojile de la 5 nuci, dar spălate, și puțin ceai de tei. Desepne 1 litru de apă, se fierbe până când rămâne cam jumate din cantitate, se strecoară și se poate, când se răcește, se poate amesteca cu miere și la fel se pot consuma câteva linguri pe zi, adică chiar la interval de câteva ore. Se poate lua câte o lingură dacă tusea este foarte productivă. Ce am observat că chiar și în timpul terapiei, oamenii încep să tusească cei care au trecut prin această boală. Pentru că se deblochează organismul energetic și efectiv încep să elimine, încep să expectoreze. Haideți să vedem și ce terapii putem face. Rog colegii să mute pe ecran.
Până atunci să vă spun faptul că este bine dacă puteți și aveți cu ce să le recomandați și de parazitare. De ce? Pentru că larvele de paraziți trăiesc și în plămâni și atunci fac mai multe mucozități și împiedică oxigenarea. Și atunci un program de deparazitare îi poate ajuta să curețe mai bine plămânii. Puteți găsi în istoric și programul de deparazitare, am mai discutat în webinarele trecute despre deparazitare. Haideți să vedem ce terapie putem face. Putem intra în body feedback acum, Lidia. Aici am încălzit deja, deci îi dăm start Meridian Therapy. După care veți avea acces să lucrați și în acest ecran. Deci după ce îi dați start Meridian Therapy, puteți da și retest all, după care putem lucra specific aici și pe anumite meridiane. Deci putem lucra direct pe limb, pentru că intenția noastră este să curățăm restul de mucozități, adică să curățăm sistemul limfatic și în special plămâni. Deci dacă îi dăm pe limb meridian, atunci va debloca și va curăța tot meridianul sistemului limfatic și ajută organismul la o mai bună curățare. A terminat. De asemenea, putem da și pe lung meridian, este meridianul pulmonar și de asemenea curăță, deci practic deblochează tot meridianul pulmonar și atunci energia, dacă circulă foarte bine, ne ajută foarte mult. De asemenea, putem lucra și pe alergii meridian. De ce? Pentru că multe persoane au anumite alergii de care nu sunt conștiente la praf, la, sau chiar după această boală pot deveni mai sensibili și atunci îi pot deranja mirosurile, prafurile, niște anumite substanțe și ajută dacă lucrați și pe alergii meridiane. Putem lucra și pe ficat, liver meridian, pentru curățarea lui, pentru că a trecut prin multe medicamente. După care putem intra pe acupunctură și aici de fiecare dată dăm test întrit pe primul care este, după care putem lucra încă câteva meridiene, putem să dăm superconștient și să vedem ce alege subconștientul pacientului. Uite, ales small intestine. După care dăm test întrit până când se dezactivează și apoi putem repeta din nou.
Dar cele pe care lucrăm specific ne ajută mult. Intrăm în baiectul de sistem de relaxation. Ce putem lucra aici? Chiar în prima rubrică nu Flag. Deci, practic, curăță secrețiile reziduale de mucus. Iar această terapie poate să lucreze până în momentul în care noi o oprim. Aici putem seta a doi. Deja a rectificat 13 și putem să lăsăm până rectifica minimă de 15 sau chiar 100 sau peste 100, după care dăm vedem că aici curăță inclusiv la sinusurile. Aici putem lucra pe stimularea oxigenării. De asemenea, selectivă. Și așteptăm că nu se ridică nimeni. Aici, în ordine, mai avem câteva terapii bune. Putem lucra pe lung, 3D, lung, lung.
Aici asemenea selecționă. Doi. Acceptare și în momentul când rectifică suficient. Trei. Putem lucra chiar și pe diafragmă, pentru că ajută foarte mult la oxigenare, pentru că diafragma, dacă devine rigidă, practic nu permite respirația la întregi capacități pulmonare. Și atunci, dacă relaxăm diafragma, este foarte bine. Pentru că vei avea suficiente medicamente și are nevoie de rețare și de regenerare. De asemenea, deci aici putem să selectăm o doi la puterea a doua. În momentul când recuperat procesul de rectificare este un satisfăcător. Și mai avem aici un adițional UBC Immunity pentru creșterea sistemului imunitar. Cum poate primate și plătit aceste terapeute și nu e plasionat din această frumoasă, este relaxantă. De asemenea, să le scandă la fiecare. Este rectificat. Cam atât de feedback relaxation. Putem lucra chiar și putem face și detoxifiere. Detoxifierea putem să permite să dăm flux din limfă dermă. Iar aici, la specific alopatic, putem să trecem la substanța activă a medicamentelor pe care le-au fost administrate, asta în cazul în care pacientul știe ce tratament a fost administrat, pentru că sunt destul de agresive și de vive aceste tratamente. Spre exemplu, mama mea s-a recuperat bine, dar fratele meu a rămas cu o durere la genunchi. Practic, articulația a devenit foarte rigidă și nu mai poate întinde piciorul maxim, deci simte că e ceva altceva. Deci, clar, clar este de la medicamentație, pentru că înainte nu avea astfel de probleme.
atunci, dacă persoana știe ce tratamente s-a administrat, se poate trece aici substanța activă. Exemplu. După care aici scriu și pentru că interesează. Vrei apoi dăm continuu. Apoi vin și pentru că avem în bară și dacă avem medicamente alopate, întâi dăm detox alopatic drops, după care îi dăm stimulant detox pentru detoxifiere simplu. Mai putem lucra în avem câteva plantițe bune care ne pot ajuta. Dacă vrem să atingem și de parazitare, uitați că avem și antihelmintic. Deci îi dăm dibuclic. Și ele vor apare aici în bara de jos. La fel, antiasmatic, pins. Uitați, mai avem aici pentru exces mucus. Uitați, mai avem aici prins expectorant plus. Dacă vrem să aducem mai multă energie implicată, energie liberă.
Mai avem aici iar pentru stimularea activitatului, pentru regenerarea activitatului, când să lucrăm. Aici la organ putem să scriem self, limb, lung și liber. Îi dăm test organ. După care îi dăm test pentru avem o rețetă de 25. La fel mai avem niște elemente bune și în aromaterapie. Aici este primul balsam oil antiseptic și antiexpectorant. La fel dăm dublu clister mediu. Uitați că acesta pulmonare antimicrobial este foarte bun. Uitați că aici e eucalipt, aromaui, respirat eritrat. La fel putem să lucrăm pe dacă dorim ca terapia asta să fie mult mai puternică, atunci dăm, vedeți aici avem deja selectat am lucrat în celălalt program. Putem să dăm, pentru că dăm deci lucruri și apare și balsamul și dăm direct pe el. După care, dacă selectăm un alt lei, dacă selectăm un alt remediu, este înlocuit. În programul știu erau adăugate toate la mine. Dacă vedem că putem încheia, aici trebuie să încheia. Deci putem lucra pe fiecare procedură. Și acesta lemon, aromatul pentru imunitate. Iar orange rămâne pentru imun. Și acesta prim aroma din pulmonare. Este foarte bun, putem lucra pe el. Acesta pentru picat. Tea tree, aroma pentru detox și infecții, la fel este foarte bun antiseptic. Putem lucra în sfert sau cod.
Aici avem câteva corecții care mă interesează. Când lucra pe sistemul linfatic. Deci selectăm ce ne interesează, pentru care aici putem selecta primul rând și putem să mai selectăm și inflammation, mucus, adipos dacă este cazul, dacă persoana are kilograme plus. Dacă nu, dăm din lucru. Practic, ce vă arăt eu astăzi aici sunt terapiile extra pe care le-aș face pentru un astfel de caz. Eu înainte fac protocolul de bază care echilibrează întreg organismul, după caz, mai pot lucra specific. Dar, ca de obicei, la aceste webinarii lucrăm specific pe temă. Așa, ce aici o să vedem procentul de da. Deci, când procentele sunt mici, mai putem repeta, nu când ajungem la 85 chiar super. Ce mai putem lucra aici? Mai putem lucra pe pica și bineînțeles mai putem lucra pe plămâni. Dacă sunt persoane care au rămas cu sechele și pe urmici, putem lucra și pe urmici. În cazul tatălui meu, deci dacă au rămas cu sechele, cu dureri pe anumite articulații, pe anumite zone ale corpului, putem lucra specific. Ce mai avem terapie. Aici, în primul rând, putem să lucrăm pe sistemul limfatic. Vedem aici hai picture. Să lucrăm pe general, pentru că mă interesează să lucrez pe tot sistemul limfatic, nu doar pe zona mea. Aici, tifonul tot. Selectăm minim 3 minute și dăm start. De asemenea, mai putem lucra aici în sistemul circulator. De asemenea, selectăm toate căsuțele, dacă mă interesează circulația generală. Selectăm mai strâmbite și dăm start treatment. Și ce putem să lucrăm și pe organele digestive, pentru că mă interesează și activarea ei și sănătatea lor. De asemenea, selectăm tot, 3 minute și dăm start. Și niște terapii bune avem un sport program. Aici putem să dăm stimularea oxigenului.
Hai să le punem 3 minute. Ei, de asemenea, este la acceptarea în tăsuturi, în flamenti, mucus, și dacă este cazul și adipos, și dăm chiar dacă nu apare aici registru conflictul self, îi dau celelalte mai puțin, dar măcar pentru persoana de față eu difez aceste cosificare. Și să mai pot selecta și aici, dacă vreau să am prioritățile în aia. Și emoțiile noastre, neapărat flug în aria, dacă are dureri, putem selecta inflamație, stresul metabolic, uite deja nu se scapă în aria, pe care o vedem. Dacă procentul de recuperare este foarte, foarte mic, se poate repeta terapia. Mai avem niște terapii din regiunea Sarcot, din Pantofai, Sun Treatment, pentru că am lucrat în programul sport. Aceste căsuțe rămân difuzate. Și aici putem lucra pe cele care sunt deja recomandate, dar ce ne interesează pe noi este stimularea circulației, combustibil, ficat, mucoasa, membranală. Chiar și pe digestiv, în cazul în care spinalul nu a recuperat bine, nu putem repeta. Imun sistem, pentru creșterea sistemului imunitar. Dacă a rămas durerea, să putem lucra și pe lungi. Lung terapie neapărat și putem lucra mai mult de 3 minute dacă persoana a rămas tuse, cu secreții. Și putem lucra chiar și pe timp lung, pentru că este tot lângă zona pulmonară și că ajută la creșterea sistemului imunitar. Și în ultimul rând, putem lucra și cu autoghid. Poate fi un good therapy pentru o mai bună relaxare pentru creșterea serotoninei. Mai avem câteva terapii bune și în ZAC. Pentru că omul deja a trecut prin boală, nu mai este cazul să o recrute coronavirus care a trecut. Putem să lucrăm pe emoțional, mai ales dacă a fost internat și a putem lucra și pe infecții generale, pentru că e posibil să mai fi rămas anumite dezbabeții, în plus că dacă persoana a fost internată, poate că a mai împrumutat câte ceva și de acolo.
Și ce este foarte important, dacă persoana a fost internată sau a luat și medicament, tratament alopat pe bază de antibiotice și nu i s-a administrat și un probiotic, neapărat nu s-a recomandat și un probiotic pe care să-l ia o perioadă pentru refacerea florii intestinale. Puteți lucra aici și pe nu avem aici inflamații cutice. Ajută foarte mult în terapie și avem și aici fluid. Am să nu mai avem câteva terapii din argon generator. Anti-inflammation, allergy therapy. Este recomandat acest grup. Putem intra și pe metabolic repair și în funcție de terapie pe care le selectăm aici, putem să ne ajutăm și de aceste repere, putem să dăm information sau dacă lucrăm pe metabolic, putem să corelăm și aici metabolic și infection sau pain, depinde ce are persoana nevoie. Ovarian stimulation, aici putem să dăm pe inflammation și infecție. Dacă a rămas cu probleme articulare sau pentru faptul că a stat mult la pat, putem să lucrăm foarte bine și skin flexibility, muscle building și, bineînțeles, stimularea oxigenării. Este foarte bună. Cam atât putem face în programele de terapie. Deja, dacă le facem pe toate astea, este foarte bine. Și putem ajuta perioada suferindă foarte mult, dacă e în toate aceste terapii, îmi poate ajuta foarte mult. Rog colegii să ne dea camera. Sper că v-a plăcut această seară. Eu sunt foarte bucuroasă și încântată să împărtășesc cunoașterea mea cu voi. Dragii mei, dacă sunt persoane noi pentru noi, am și un an să le fac. Sâmbătă aceasta, pe data de 27 noiembrie, vom începe școala avansată de specialiști în biorezonanță magnetică. Această școală nu este adresată persoanelor cu experiență, persoanelor deja avansate.
Dar vreau să spun faptul că voi veți deveni specialiști și veți avea o master avansată. Riscul că de a mă repeta vom începe de la basic, vom începe de la zero, pentru că m-au contactat câteva persoane care acum, recent, au achiziționat aparate de rezonanță magnetică, editorul meu și le felicit și le urez bun venit în echipa lucrătorilor de mine. Este momentul perfect pentru ei să înceapă această școală, pentru că vom începe de la lucrurile de bază, vom începe de la zero. Și este bine chiar și pentru cei care au ceva experiență, pot fi detalii pe care simple, pe care nu le cunosc, dar care fac diferența în terapie și în tot procesul. Pentru că în această școală, dragii mei, sâmbătă vom avea o întâlnire de 2 ore în care să ne cunoaștem și posibil să avem timp să și începem să predăm. După care vor fi 10 sesiuni, 10 seminarii, a câte 4 ore. Le vom fi în fiecare sâmbătă, cu excepția perioadei de sărbători în care o să vedem cum decide fiecare, cum putem lucra. Din punctul meu de vedere, eu sunt liberă, putem lucra, dar dacă vor fi persoane plecate în perioada sărbătorilor, atunci vom continua după sărbători. Și oricum, în cazul în care la unul din ordinarii de seminarii cineva nu poate participa, va primi înregistrarea. În această sesiune, în această școală avansată, vom face protocolul de terapie, așa cum lucrez eu, pas cu pas, o să vă predau. După care vom face toate programele din soft, deci vom discuta toate programele și o să vă arăt tot ce se poate face în fiecare program și cum le puteți combina în funcție de caz. Dar după ce vom termina protocolul de bază, vom face recapitulare, încât să mă asigur că toată lumea a înțeles și la recapitulare vom lucra cu aparate, încât fiecare să parcurgă, să se familiarizeze, să fie sigură că toată lumea a înțeles. Există posibilitatea să depășim 40 de ore, adică să fie mai mult de 10 întâlniri a câte 4 ore. Eu am experiența, am predat, am școlit foarte multe persoane, dar unul la unul, pentru că așa au fost vremurile și s-a putut. Și sigur că o să ne întâlnim până în momentul în care terminăm tot de predat și toată lumea a înțeles foarte bine, deci nu ne presează timpul și nici nu sunt bătute în cuie 40 de ore de seminar. Apoi vom discuta despre evaluare generală, cum să facem o evaluare generală cât mai corectă a stării de sănătate a pacientului. Vom face și cazuistică, vom discuta și despre tratamente naturiste, cum să facem scheme de tratament. După caz, vom face și cazuistică în scheme de tratament naturale, pentru că ceea ce mi-am dorit eu în momentul când am început să lucrez, mi-am dorit ca oamenii pe care îi întâlnesc să aibă rezultate. Pentru că dacă oamenii au rezultate și noi avem succes, și asta este cea mai mare satisfacție pe care o poate avea un terapeut. Am experiență de 20 de ani în naturopatie și consultant de nutriție și 15 ani de biorezonanță. Și credeți-mă că am trecut prin multe firme, multe tratamente naturiste și cunosc
cunosc cam tot ce este de pe piață. De 14 ani am ales și lucrez cu o singură firmă și am rămas cu ei pentru că îmi oferă toate tratamentele de care am nevoie și, nu în ultimul rând, oamenii au rezultate. Nu sunt răscoliți, nu au reacția adversă și au rezultate pe termen lung. Și dacă omul este mulțumit și are rezultate, o să vă recomande și alți oameni. Și el știe că dacă va avea o problemă, va reveni tot la voi. Mie mi s-a întâmplat și oamenii după câțiva ani au revenit și au revenit și au recomandat și alți oameni și asta înseamnă succes. Pentru că dacă omul știe că și-a rezolvat într-un loc o problemă, tot acolo se va întoarce după câțiva ani. Pentru că, din păcate, oamenii în momentul când s-au vindecat se simt bine, nu stau să se recupereze mulți ani sau să schimbe complet viața, un down, nu, îi revin la stilul normal de viață pe care l-au avut înainte și, inevitabil, mai pot în 5-6 ani, cine știe când, mai pot apărea probleme de sănătate. Ce să mai facem în școala avansată de biorezonanță magnetică? Vom face și remedii naturale, tradiționale, din plantuțe, pentru că e posibil să aveți oameni care nu au posibilități financiare încât să le dați anumite schimbări de tratament, sau chiar aceste remedii naturale, tradiționale, mai puteți suplimenta tratamentul pe care îl dați, temele de tratament. La final, dragii mei, o să vă învăț cum să faceți perfecție divină și, nu în ultimul rând, vom face și o inițiere, astfel încât misiunea voastră de lucrător în lumină să crească la un nivel cât mai înalt, să primiți îngeri protectori, îndrumători, care să vă crească misiunea personală. Mă bucur că pot să fac acest lucru și o astfel de școală nu am mai făcut nimic. Eu mă bucur că pot să vă împărtășesc toate cunoștințele mele și, nu în ultimul rând, am omis că vom face și terapii speciale pe care eu le-am descoperit, nu au fost predate nicăieri și de nimeni, terapii inventate, practic, dar care dau rezultate foarte bune. Nu cred în concurență, consider că dacă și voi veți lucra la un nivel cât mai înalt, atunci sigur că misiunea mea se ridică la un nivel mult mai înalt. Dacă cu toții putem face bine și mulți iubirea și lumina în această lume, este bine. Și poate fi mai frumos. La finalul acestei școli veți primi diploma de specialist în biorezonanță magnetică, nu doar că ați terminat un curs, pentru că la finalul acestui curs veți ști să lucrați foarte bine și inevitabil veți avea succes. Inevitabil veți avea succes. Diplomele vor fi eliberate de reprezentanță de colegii noștri de la educare. Dragii mei, dacă sunt dintre dumneavoastră doritori, aștept să mă contactați. Și colegii mei de la Edictor au postat și pe site și pe Facebook acest an. Vă aștept cu drag. Vă urez o seară minunată în continuare și ne revedem curând.